În piața Mircea din Drobeta Turnul Severin au început să apară primele roșii românești din acest an. Tarabele sunt bogate cu legume care de care mai arătoase. Însă problema agricultorilor este că până acum cei care au culturi de roșii nu au mai primit niciun ban din partea autorităților guvernamentale. Am mers în piața Mircea și am întâlnit-o pe doamna Doina, care are și ea taraba ei, însă doar cu verdețuri sau preparate la borcan. Aceasta ne-a povestit cât de supărați sunt ceilalți comercianți din piață care vând în special roșii. Fără niciun ajutor de la stat și fără programul Tomata, agricultorii se gândesc dacă vor mai scoate investiția anul acesta. A fost bine că n-au luat bani, dar acum muncesc bieți oameni degeaba. Deja roșiile românești au apărut, ale cu care au căldură. 8 lei, 10 lei. Să muncești așa, să nu iei niciun ban. Și acum vin pătulenii cu roșiile. Aveau proiecte, aveau roșii mari, frumoase. Nu mai este valabil programul Tomata. Da, nu mai e, așa am auzit că nu mai e. Sunt foarte disperat și ei. Oamenii au depus cereri? Nu i-a anunțat nimeni, nu. Nu cred să depună, că tot au întrebat pe la Vânj, am auzit pe la noi, pe la Apia din Severin. Le-a spus că nu, deocamdată nu știu nici dumnealor. Da. Dar e colegul meu, Ion, care vine cu roșii de la Pătule la mine aici. Și e supărat la Pătule. Lasă-l o mână de bani. Sunt oameni săraci acolo, doamna mea. Doamna Doina ne spune că banii din acest program Tomata erau esențiali pentru mai mulți agricultori care vor fi nevoiți să trăiască la iarnă cu ce câștigă vara aceasta. De ce început să răsăpună mai mulți să se ocupe de solare. Deci e grădina muncită, doamna mea, la țară, că dacă mergeți pe la state, să vedeți pământ nemuncit. Bine, la mine la Batut este muncit pământul, că e o asociație și-a luat pământul și e muncit, dar în alte părți să vedeți grădini muncite. Dar așa ei totuși munceau, puneau, faci solarul, care apă, faci fântână. Nu. Oamenii sunt supărați. Da, fiindcă aici deci muncea toată familia, așa e bătrâni și tineretul și... Da. Nu, ăștia n-au plecat din țară, n-au plecat, au stat, aci au muncit. Vor să muncească și nu-i ajută cu nimic statul. Nu e bine. Îmi pare rău de ei. România s-a făcut recunoscută datorită domeniului agricol, iar prin astfel de programe oamenii erau mai motivați să-și lucreze grădinile și să aducă pe piață mai multe legume și fructe românești. Se pare că actuala guvernare își dorește să inunde tarabele cu produse de import, pentru că fără finanțare, cetățenii nu-și vor mai permite să cultive în continuare.